Acesta ar putea fi sezonul tău. Cu tine, Superliga e super! Pe mine mă uluiește în continuare situația portarilor de la Voluntari. Voluntarul a schimbat întreaga garnitură în această vară. Mihai Popa a plecat la Torino, Râmniceanu lăsat cel să plece liber și a venit Octavian Vâlceanu, care anul trecut a jucat la Petrolul, acum 2 ani a jucat la Gaz Metan Mediaș, unda și central ai Farului. Centrarea nu arată rău, lovitură de cap și un fundaș de la Voluntari, cred că Armaș, scoate de pe linia porții. Prima mare ocazie după mai puțin de 2 minute. Matricar din acest prim plan, să vedem dacă a fost implicat. Mare intervenția lui, a scos. Da, și mare intervenția lui Vâlceanu, reflex de mare portar. Are de umplut câteva lipsuri importante. Nemeț deschide jocul în partea dreaptă. Încercare de șut, Berlai, gol! Al treilea gol al său în a doua etapă. Merlo este golghetelor Superligii. Fabio Viana, portughezul adus de la FC Argeș, nu ocupă poziția care trebuie. Se lasă păcălit, îi lasă interiorul lui Merlo. Sigur că e ușor de spus la televizor, dar se vede că Merlo conduce în permanență mingea cu stângul. Evident. Trebuie să încerci să-l scoți undeva în dreapta. Nu să-i lași zona centrală. Fabio Viana face această greșeală. Este păcălit acolo și... Să încerce acțiuni rapide să plece pe contrată. Le dau o veste proastă. Să știți că așa va juca în continuare Voluntariul. Nu preocupă să lase mingea Farului. Da, da. Poate să aștepte și jumătate de oră până la următorul contraatac. Nu se grăbește. Nu vrea să aibă statistica de partea lui Ilie Poenaru. Aici a fost offside. Oh, la limită, nu știu dacă e, uite piciorul, dar cred că s-a ridicat Fanion, ia să vedem. Titel s-a ridicat după ce a tras. Păi da, avem VAR. S-a lăsat. Iată o minge bună a lui Doru Andrei, pe cealaltă parte ajunge Merloi, față în față cu Fabio Viana, din nou Merloi, din nou interiorul, din nou șut cu stângul. Uluitor, mingea rămâne în joc. Nemeț putea să rea spre poartă, nu a fost atent, cred, slovacul. Uluitor este altceva, faptul că Fabio Viana n-a învățat nimic din faza precedentă și Basong este aici lângă. Sau poate că Merlui pur și simplu este prea explosiv nu și nu pot să-l oprească. Încă o dată, așa juca, dacă vă mai amintiți, comparația nu poate avea loc. Dar în acest stil juca Arjen Robben. Bine, centrarea nu este o schemă, mingea scoasă în centru, acum este recentrarea lui Diego Queiroz și finalizare peste poarta lui Tudor Băluță. Fază bună plecată de la Vână, Ionuț Vână, care mai primește o șansă după ce a dat greș total la FCSB și la CS Universitatea Craiova. Mai primește încă o dată credit din partea omului care l-a format. Oprarea lui Basong, Mateus, și este o ocazie mare a celui așcanat, respinge în corner Vâlceanu. Este exact ceea ce le-a cerut Poenaru, băieților lui, să nu facă, să nu piardă mingea acolo. Asta se întâmplă aici, o pasă greșită și Farul profită imediat creându-și cea mai mare ocazie. Bine, după jumătatea primei reprize, cea mai mare ocazie de gol a Farului, autor același Nicolae Carnat, fost internațional under 15, sub comanda lui Răducioiu. Bate Nesali, cornerul, resping fundașii de la Voluntari, din nou Armaș, nu, era Matricar, acum Armaș sare și cade după ce a fost ciocnit de un adversar. Lasă jocul să curgă Ionuț Coza, chiar dacă cei de la Voluntari solicitau o lovitură liberă. E Nesali. Sali în marginea careului, scoate încă un corner din duelul cu Ricardinho. Ocazie mare acolo a avut Larie. Va fi încă un corner pentru Farul și probabil tot Nesali. Iată-l pe Florin Cernat, rămas pe banca Voluntariului. VAR! Da, face semn de VAR Ionuț Coza. Marcel Bursan este la VAR. Păi și ce, îl dă afară pe Armaș? N-are de ce. Poate să dea penalti pentru... Nu zic că n-are de ce, da. Nu zic că vine joi. Vine joi acum, Kirvasaras. Da, și ți-e explică faptul că este evident. Ce-o vedea, doamne? Ia să vedem. Nu că deocamdată nu vede nimic, că bate soarele. Că nu e în soare acel monitor. Doamne ferește. Da, deci, doamne ferește. O lovitură cap în cap, e adevărat, verificare penalti. Doamne ferește. Și a spart arcada stângă, din ce îmi dau seama, Carnat, cu
orbita stângă este lovit. Deci dacă aici se dă penalti, este iarăși foarte ciudat. De asemenea, Ciocniri nu duce capul, să nu dă penalti, clar, da, că e mat, da. Minunat! Minunat! Penalti pentru Farul în minutul 28. Minunat! Să vedem încă o dată. Carnat a lovit mingea cu capul, avea foarte ferești planul, sare de sub ele, adevărat, Doamne Armaș. Ferește, nu sare aproape deloc, mă. Băi, aproape deloc, nu, să nu duce capul spre... Nu se poate așa ceva. Larie, Adelan destul de lung, Larie, gol fără emoții, 1-1. Bucurie imensă aici la Ovidiu, după ce Farul reușește să egaleze, însă la o fază la care mă bucur că măcar suntem în același registru. Nu, e clar că va spune că e faul, s-a lovit... După o fază la care s-a inventat un penalt. Se lovesc de 100 de ori cap în cap în altă parte, dar încă o dată, ăsta este fotbalul actual, trebuie să ne obișnuim. Nici măcar nimeni de la Farul nu a cerut penalti. Atenție, faza a continuat. Secunde bune. S-a bătut cornerul. Faza a continuat, atenție, nimeni de la Farul nu a cerut penalti, ca să vă dați seama. Nu s-a gândit nimeni că tovarășul Bârțan va descoperi, analizând fazele, că aici este penalti. Otaru nu vrea să te atace. Întotdeauna echipele lui Poenaru au fost echipe așa, a făcut treabă și la Clinceni. Oh, ce șut bun, intervine însă Vulceanu, cred că Băluță este cel care a tras. Poenaru se bazează în primul rând pe organizare defensivă excelentă și apoi construiește niște scheme de contraatac. Mingea îl depășește aici pe Basong. A sărit pe sub minge canadianul. Nu este timp să vedem reluarea șutului de mai devreme. Nemeț Răduț îl are pe Merloi în stânga. Îi pasează golgheterului campionatului. Merloi intră în careu, trebuie să-și pună piciorul stâng la treabă și așa face. A știut însă Buzbuchi ce urmează să se întâmple și a reușit să respingă în corner. Da, deja suflă greu Merloi și nu suntem nici măcar la pauză. Dar n-a dat rău deloc, să știi. Da, condițiile sunt grele. Totul pe Viana din nou. Sprintând, Viana în careu, Viana centrează, Enes Ali recuperează acest balon pe piciorul drept. Pas în mijloc, Mateu Santos pe lângă poartă. A alunecat. Da, i-a fugit piciorul de sprijin. Da, bună cursa lui Viana. M-a spus, Viana pare bun pe faza de atac. Prezent acolo, câștigă dueluri. Pare însă mult mai modest atunci când trebuie să se apere. Iată ce bine trece aici. Este o greșeală a lui Ricardinho. Ricardinho l-a lăsat prea ușor să se ducă. Iar Enes Sali a insistat și de această dată a pasat Sali și ai văzut ce era să se întâmple. Farul rămâne în ofensivă. Recentrare către Larie, care apucă să lovească mingea cu capul. Armaș este din nou căzut. Armaș scoate de pe linia porții. Mare șansă pentru Farul să intre în avantaj la vestiare, la pauză, încă un corner obținut de Baton. Derută mare, derută mare în apărarea lui Poenaru. Încă o dată recentrarea către Larie, care dă pe lângă minge, cade acolo Armaș, dar Sârbu rămâne. Da, Sârbu a retrimis. A rămas pe linia porții Armaș și astfel a reușit să-și salveze echipa. Vână cu o pasă nu foarte hotărâtă, a pierdut Farul, iată-l pe Nemeț. Nemeț în marginea careului. Oh! Ce era să vedem, dragi prieteni, în acest minut al doilea al reprizei secunde. Un super gol al începutului de campionat. Eu cred că a obosit Fulgiu, de aia s-a hotărât să tragă de acolo. S-a gândit, zice, mă, nu am cum să ajung până în fața portarului, mă prinde Larie din urmă și atunci dau de aici, dar șutul are calitate. Ce a bifat doar 15 minute fără să fie accidentat tot sezonul. Lipsa de meciul se simte. Acest atac cu Rivaldinho, care cade în careu. Asta și... cred că e penalti. S-ar putea, da, da, este asta penalti. E. Aici cred că e. Asta este penalti clar. Al doilea penalti pe care îl primește Farul în 52 de minute. Primul cartonaș galben pe nu care nu știu că e galben. Are doar galben. Nu mă așteptam să putea să fie și roșu. Cred că Matricardi.
Nu, Ricardinho este cel care l-a atacat din spate pe Rivaldinho. Dar l-a atacat? În căutarea relorilor a pierdut Grafina. Probabil că așa se întâmplă. Sau poate toate mijloacele tehnice au fost concentrate pe meciul de diseară. Larie din nou cu Vulceanu și este 2-1 pentru Farul, minutul 54, într-adevăr. Da, n-a avut nicio șansă Vulceanu. Larie are mult prea multă experiență ca să rateze de la punctul de la 11 metri. 2-1 așadar și din acest moment voluntariul este obligat să iasă la joc. Sali este cel care bate acum acest corner. A fost periculoasă Farul la fazele fixe, de surprinzător de vulnerabilă voluntariul, ținând cont de faptul că are pe teren jucător cu o talie foarte bună. Iată din nou ocazie pentru Larie. Fault clar în atac. Bolță se sprijină pe Matricardi și centralul Coza fluieră. Este lovitură liberă pentru voluntari. Argentinianul foarte nemulțumit de ce s-a întâmplat mai devreme. Cine a sărit aici? Capitanul Larie a reușit să lovească mingea cu capul de lângă Ricardinho, care nu l-a încurcat cu nimic. Cei mai buni jucători de pe teren, adversari direcți la faza de mai devreme, Răduț pierde acest balon. Centrare, sare Rivaldinho, dar înaintea sa Aligi, cred că a trimis în corner. În continuare, voluntariul pierde mingi. Iată, pierde mingi acolo în zona periculoasă. Răduț face o greșeală enormă, numai șansa. În fața lui era Tudor Băluț. Andrei încearcă un șut. A doua bară a voluntariului. Doru Andrei aproape de un super gol în minutul 63. Un șut superb. Norocul pare să fie în continuare aliatul Farului în meciurile din campionat. Da, cred că Buzbuchi e omul cu norocul. Nu pleacă victimă sigură în deplasare la Ploiești cu Petrolul. Așa este atunci. Asta este fotbalul 3-1. Ce gol! Vână! El este. Tocmai mă pregăteam să spun de portarul Vulceanu că va evolua la etapa viitoare împotriva fostei sale echipe. Iată că Vulceanu încasează al treilea gol. Reușit pe terenul celor de la Academica din Clinceni în februarie 2022. Ce șut bun, dar și centrarea are calitate. Stau departe de trei fundași erau acolo, Aligi, Armaș și Matricardi. Scoate din joc doi adversari, o pasă excelentă, mare ocazie, Merloi. Încă o șansă într-un lui Merloi, execuția demonstrează încă o dată că atunci când dai la poartă, e mult mai bine decât dai cât poți, să privești poarta și să vezi unde tragi. Vă reamintesc că așa am scris Gramenii cu Hermannstadt. Merloi a dat cât a putut, mingea încheierea meciului cât de dezamăgit a fost. Centrala lui Băluță sare și trimite în bară Rivaldinho. O bară și în dreptul Farului după cele două bare. Florea în marginea careului, Florea își face culoarul obișnuit, rămâne la minge, șutul lui Florea. Buzbuchi intervine foarte bine. Din nou Farul poate pleca pe un atac rapid. Nesali îl are pe vână în dreapta, l-a văzut. Mingea a ajuns la vână, care cade în careu în duel cu Rață și să vedem, va fi al treilea penalti pentru Farul în această partidă. Rața știu ce face, a știu ce urmează, mai bine zis. Șanse ale jucătorilor Farului. Larie se apropie de balon, Larie, gol! Superb, înscrie Ionuț Larie, capitanul Farului, realizează hat-trick-ul. Echipa s-a revenit în joc și adevărat și pe baza 3 lovituri de la 11 metri, dintre care aceasta pe care am revăzut-o este indiscutabilă. Farul reușește să revină și la acest scor are 6 puncte, la fel ca și CFR Cluj. CFR Cluj are golaveraj plus 4, Farul are în acest moment tot plus 4. Această nouă lovitură de la colț. Bine bătut cu efect, însă Buzbuchi iese și reține. A fost ultima fază a acestei partide. Farul revine după ce a fost condusă pe teren propriu. Acesta ar putea fi sezonul tău. Cu tine, Superliga e super!